Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială propusă de revista Capital. Astăzi voi aduce în fața dumneavoastră nu doar date financiare, ci și povești despre cele mai profitabile companii care activează pe piața din România. Revista Capital a lansat de curând top 300 companii, care, așa cum îi spune și numele, înglobează o ierarhie a celor mai eficiente afaceri desfășurate pe teritoriul țării noastre. Dacă în anii precedenți organizam o seară de gală prin care recunoșteam și premiam public performanțele acestor companii, în contextul actual vă vom expune realizările lor remarcabile în acest format digital, evident. Sute de companii analizate, mii de date financiare filtrate de la cifre de afaceri până la fondurile de salarii, zeci de întrebări adresate firmelor intrate în vizorul redacției Capital. Acestea sunt ingredientele ediției din acest an a top 300 companii. Dincolo de cifre seci însă, Capital, top 300 companii, spune și povestea unor entități de care depinde evoluția țării și calitatea vieții noastre. Topul celor mai puternice 300 de companii din România este realizat pe baza datelor financiare înregistrate de firmele românești la finalul anului 2019. Datele arată că a fost un an bun pentru economia românească. Aceste 300 de companii au înregistrat în total o creștere a cifrei de afaceri de 10%, ajungând la 619 miliarde de lei anul trecut și un profit de peste 35 de miliarde de lei. Iar bunăstarea nu a crescut numai pentru acționarii companiilor, ci și pentru angajații lor. Fondul total de salarii al acestor 300 de firme a crescut cu 12%. Asta în condițiile în care numărul de angajați total al acestor companii a crescut cu doar 1,5%. Diferența consistentă între cele două creșteri se transpune în creșterea nivelului de trai pentru oameni. Putem spune că 2019 a fost un an bun pentru cele 300 de companii prezentate în revista noastră, dar a fost ultimul petrecut în ape liniștite. În 2020 situația s-a schimbat dramatic. Companiile nu se mai plâng de lipsă de angajați, ci managerii fac eforturi pentru a nu trimite oameni în șomaj. Din păcate, începutul acestui an a plasat într-o adevărată furtună economică, iar managerii vor trebui să-și demonstreze toate cunoștințele și inspirația pentru a scoate la liman companiile pe care le conduc. Vom vedea însă impactul schimbărilor economice din 2020 asupra companiilor în topul din anul viitor. Cum am realizat topul? Haideți să vedem cum a fost realizată ediția din acest an a Capital Top 300 Companii. După ani de zile de topuri, ceea ce face echipa editorială Capital să se întoarcă la acest proiect special este pasiunea. Pasiunea pentru a descifra economia României și de a înțelege care sunt companiile care operează ca o locomotivă pentru ea. Din acest motiv, an de an se pleacă de la ideea că prin atenție, o metodologie bine definită și criterii exacte, putem să reușim să ne dăm seama care sunt cele mai mari companii de la noi din țară. Astfel, dintr-o listă de peste 700 de firme care activează pe piața locală, au fost selectate 300 care sunt cu adevărat de top. Pentru a avea o imagine cât mai completă, fiecare companie a fost punctată în funcție de 5 criterii: cifră de afaceri, profit, evoluția cifrei de afaceri, evoluția profitului, cât și numărul de angajați. Astfel, cea mai performantă companie din România a obținut 470 de puncte dintr-un total de 500. Cel mai mic punctaj pe care o companie l-a primit, dar a reușit să intre în top, este 123. Toate cele 300 de companii au împreună o cifră de afaceri de peste 620 de miliarde de lei, iar primele 10 companii aflate în top contribuie cu peste un sfert din totalul sumei. În următoarele minute ale emisiunii, vă invit să descoperiți companiile care se plasează pe primul loc în domeniile lor de activitate: energie, industrie auto, bănci și asigurări, logistică și agricultură, industrie alimentară, retail, construcții, industrie grea, IT și telecomunicații, industrie farmaceutică. De asemenea, vom evidenția și câteva companii care au atras atenția prin strategiile pe care le-au implementat. Le mulțumim și partenerilor care au sprijinit realizarea acestei emisiuni: International Alexander, Teraplast, Kim Complex și Romgaz. Iată care sunt companiile care se plasează pe primul loc în domeniile lor de activitate. Energie. Dacă privim economia ca pe un organism viu, energia ar reprezenta hrana care ține în activitate acest sistem. Într-o perioadă în care omenirea vorbește de reducerea dependenței de hidrocarburi, Europa având chiar niște ținte ambițioase în acest sens, în România sectorul continuă să fie dominat de firmele din industria hidrocarburilor.
3 din primele 10 companii ale topului nostru fac parte din industria petrolieră, având o cifră de afaceri cumulată de peste 82 de miliarde de lei. Pe primul loc în acest domeniu se clasează OMV Petrom. După Revoluția din 89, toate activitățile de explorare și producție din România au fost preluate de Compania Română de Petrol, o firmă de stat hărțuită permanent de interferențe politice. Abia în 2004, când grupul Petrom a fost privatizat, iar compania austriacă OMV a devenit acționar majoritar, firma a trecut printr-un amplu proces de reorganizare și restructurare și a beneficiat de investiții majore pentru modernizare. Cum arată în prezent? OMV Petrom este unul dintre cei mai importanți producători și distribuitori de carburanți din România, cu o producție de țiței și condensat de 26 milioane barili în 2019. Compania deține 550 de stații de alimentare în România, sub brandurile Petrom și OMV, și are capacitatea de a alimenta 3 milioane de autovehicule în fiecare an, mulțumită rafinăriei Petrobraz. De altfel, prin centrala electrică de la Brazi, localitate lipită de Ploiești, cu o capacitate de 860 MW, firma amintită poate acoperi aproximativ 10% din necesarul de electricitate al României. În plus, OMV Petrom este unul dintre cei mai importanți producători de gaz ai țării. Nici datele înregistrate oficial anul trecut nu sunt de lepădat. Cu o cifră de afaceri ridicată anul trecut la aproape 42 miliarde de lei, cu un profit net de 4,1 miliarde de lei și un număr mediu de salariați de peste 13.000 de oameni, OMV Petrom se detașează ușor în fruntea top 300 companii. Industria auto. Anul 2019 a fost marcat de creșteri în industria auto, cât și de premiere și inovații. Atât producătorii de componente, cât și liderii pieței auto au atins o valoare a pieței de peste 30 de miliarde de euro. Cu o pondere în produsul intern brut de 14%, industria auto asigură peste un sfert din exporturile realizate anual de România. Iar compania care se plasează pe primul loc în această categorie este Dacia Renault. Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piața auto europeană. În august anul acesta, Luca De Meo, noul CEO Renault, venit într-o vizită foarte discretă în România, a comparat evoluția Dacia cu un miracol și a opinat că este momentul potrivit ca brandul de la Mioveni să înflorească. Aceasta a fost prima vizită internațională a noului CEO. Citez, privită din interior, Dacia arată mai mult ca un miracol. Nimeni din industria auto nu poate face atât de mulți bani la acest nivel al pieței. Este momentul potrivit pentru Dacia să înflorească și să devină brand de sine stătător, a declarat Luca De Meo. Numai în 2019, compania a avut o cifră de afaceri de 31,2 miliarde de lei, iar profitul înregistrat a fost de aproape 800 de milioane de lei. Gama Dacia va include atât un model hibrid, cât și un model 100% electric. Cel mai probabil scenariu pentru Dacia ar fi ca modelul Renault KZE, lansat de francezi în China pentru brandul propriu, să fie adaptat pieței europene. Viitoarea mașină electrică de la Dacia ar putea costa circa 15.000-20.000 de euro. Mulțumesc pentru acest premiu. Este de fapt premiul celor 17.000 de angajați care fac posibilă fabricarea vehiculelor Dacia în România. Traversăm o perioadă dificilă, o perioadă în care a trebuit să ne adaptăm, așa încât să ne protejăm pe noi, să ne protejăm familiile noastre și să ne protejăm colegii de muncă. Cu toate acestea, am reușit la finalul acestui an să lansăm noua gamă de vehicule Dacia. Mulțumesc încă o dată tuturor angajaților noștri care fac posibilă fabricarea vehiculelor Dacia în România. Mulțumesc! Bănci și asigurări. Sistemul financiar este vital pentru susținerea dezvoltării unei economii, iar țara noastră nu face excepție. Anul trecut a însemnat pentru bănci o perioadă de ajustare. După cum declară și BNR, profiturile au fost ușor diminuate, iar rata creditelor neperformante a scăzut la 4%. Profitul net al sistemului bancar înregistrat în 2019 a fost de 6,3 miliarde de lei. Pe primul loc în această categorie, în top 300 companii, se clasează Banca Transilvania. Instituția financiară înființată în anii 90 în Cluj este cea mai mare bancă din România de la această oră, iar numără peste 3 milioane de clienți, peste 8.000 de angajați și efectuează mai mult de 2 milioane de operațiuni zilnic. BT are 500 de sucursale în toată țara, 325.000 de clienți IMM și micro și peste 10.000 de clienți corporate activi.
Banca Transilvania conduce topul celor mai mari bănci din România cu active de 87,7 miliarde de lei, în creștere cu 18% față de anul precedent, comparativ cu 2018, și o cotă de piață de 17,7%. Activele grupului financiar Banca Transilvania au ajuns la finalul anului trecut la 91,7 miliarde de lei, iar creditele au crescut până la 40,3 miliarde de lei. Depozitele clienților au ajuns la 77 de miliarde de lei. Profitul net consolidat al grupului financiar BT este de 1,8 miliarde de lei, din care cel al băncii de 1,6 miliarde, iar profitul operațional a crescut la 2,1 miliarde. De asemenea, Banca Transilvania a raportat pentru primul semestru al acestui an, la nivel de grup, un profit net de 690 de milioane de lei, în timp ce la nivel individual profitul băncii a fost de 607 milioane de lei. De reținut, un procent de 65% din capitalul social al Băncii Transilvania este deținut de investitori români, precum investitori de retail, SIF-uri sau fonduri de pensii private. În contextul crizei generate de pandemia COVID-19, banca a amânat ratele la credite pentru 41.000 de clienți, persoane fizice și companii, iar prin programul IMM Invest a aprobat până la finalul lunii iunie aproximativ 4.000 de credite IMM, susținând companii care înseamnă peste 60.000 de locuri de muncă. Suntem deosebit de onorați să primim acest premiu, mai ales în acest an plin de provocări pentru toată lumea. Dacă ar fi să caracterizez într-un singur cuvânt ce a însemnat acest an pentru Banca Transilvania, acest cuvânt ar fi curaj. Curajul oamenilor noștri, al colegilor mei, care au fost aici zi de zi să susțină clienții, care s-au adaptat în fiecare zi, care au făcut business și au oferit suport clienților, aceasta cred că înseamnă ceea ce este astăzi BT. În prima parte a crizei medicale am ajutat mult, cu bani, cu echipamente, oriunde am simțit că este nevoie de noi. Văzând trendurile din primăvară, de la începutul pandemiei, am accelerat implementarea de facilități de banking online, ajutând clienții să se înroleze online, să-și primească cardul la casă, să poată face tranzacții online printr-o experiență mai ușoară. Pentru clienții cu credite, am fost prima bancă ce a anunțat măsuri de amânare a plății ratelor la credite, într-o variantă extinsă față de ceea ce prevedea legislația la acel moment. De exemplu, pentru cardurile de credit, mai mult de jumătate de milion de clienți a beneficiat de amânarea plăților în primul val al pandemiei. Pentru credite, am renunțat la perceperea dobânzii la dobândă după perioada de trecere a amânării de rate. În plus, activitatea de zi cu zi merge mai departe. Modernizăm rețeaua, încercăm să ușurăm interacțiunea clienților cu banca. Fiind conștienți că suntem o rotiță în acest mecanism mare care este economia României și unde noi suntem în prima linie alături de alți oameni din această țară. Într-un final, cum spuneam, mergem mai departe pentru că suntem ceea ce facem. Industria grea. Într-o societate dominată de digitalizare și tehnologizare pe toate planurile, industria grea nu mai este la fel de interesantă, ci pare a fi mai degrabă o relicvă a epocii în care România excela în acest domeniu. Chiar dacă mare parte din industria grea de altădată a pierdut lupta cu vremurile noastre, există și companii care au continuat activitatea, resuscitate de programul de privatizări și susținute de investiții și modernizări. În ediția din acest an a Top 300 companii realizat de capital, primul loc la această categorie este ocupat de Liberty Galați. Liberty Galați este cel mai mare combinat integrat din țară și lider în fabricarea produselor siderurgice, cu o capacitate actuală de producție de 2 milioane de tone de oțel, având posibilitatea de creștere a acesteia. În Liberty Galați lucrează aproximativ 5.600 de angajați și 2.000 de contractori, fiind considerat unul dintre cei mai mari angajatori din România. În vară,
Proprietarul GFG Alliance, din care face parte și Liberty Galați, transmitea oficial că grupul își propune o țintă globală de creștere a eficienței de 30% în următorii ani, care va include însă și reduceri de personal în cadrul unora dintre operațiunile GFG Alliance, pe care nu le-a precizat. Scopul primordial al companiei va fi îmbunătățirea operațiunilor și optimizarea costurilor. Vreau să menționez că avem o echipă foarte ambițioasă, motivată și în toată această perioadă au fost foarte aproape de mine și de companie pentru a putea să devenim și mai buni. Retail. Cumpără cât mai poți. Parcă aceasta a fost deviza primei jumătăți din 2020, când în panica pandemiei românii au început să-și facă provizii. Anul anterior, 2019, România a cunoscut cea mai mare creștere la nivel european din industria retail-ului, 7,2%, iar în 2020 cifrele cel mai probabil o să crească din nou. Compania care ocupă primul loc la această categorie în topul nostru este Dedeman. Povestea Dedeman, cel mai rezilient și expansiv business cu capital 100% românesc, a început în Bacău în 1994 cu un singur magazin și 11 angajați. Astăzi este un imperiu ce înglobează 54 de magazine, investiții de sute de milioane de euro și peste 11.500 de angajați. Frații Pavel, fondatorii Dedeman și Pavel Holding, matematicieni de profesie, au marcat lumea businessului românesc prin strategii smart și investiții bine plasate. Lanțul Dedeman este unicul business românesc din industria de bricolaj ce domină piața, înlăturând competitori și înflorind în medii economice ostile. Dezvoltarea lanțului de magazine a prevăzut în 2020 investiții de peste 63 de milioane de euro. Dedeman a avut în 2019 o cifră de afaceri de 8,2 miliarde de lei, în creștere cu aproape 20% față de anul precedent. Profitul înregistrat în 2019 a fost de 1,2 miliarde de lei. IT și telecomunicații. Importanța operatorilor din telecomunicații a fost decisivă pentru starea de bine a populației în lunile de izolare din 2020. Conectivitatea pe care aceștia ne-au garantat-o este rezultatul a 10 de ani de investiții în infrastructura de telecomunicații a României. În ceea ce privește industria IT, aceasta este de ani buni un domeniu în care țara noastră excelează. Pe primul loc în această categorie se clasează compania Orange. Unul din doi români sunt abonați la serviciile Orange, fie că este vorba despre telecomunicații, cablu sau satelit. Cifra de afaceri pentru anul 2019 a fost de peste 5,8 miliarde de lei, reprezentând cele mai mari încasări din industria în care activează. Pentru al doilea trimestru al anului în curs, cifra de afaceri a fost de 242 milioane de euro conform declarațiilor companiei pentru capital. Când vine vorba despre infrastructura pe care o dezvoltă, obiectivul este de a realiza investiții constante pentru a răspunde nevoii clienților la conectivitate, cât și la avansul tehnologic din industrie. Pentru a păstra un nivel ridicat al calității rețelei, dar și pentru a susține inovații în acest sector, Orange investește anual peste 150 de milioane de euro. Scopul este de a extinde și de a dezvolta rețeaua, iar în prezent rețeaua 4G acoperă 99% din populația țării, în timp ce 60% are acces la viteze 4G+. Pentru a ține pas avansului tehnologic, Orange investește în prezent în rețeaua 5G, caracterizată ca fiind rețeaua viitorului, care este disponibilă în București, Otopeni, Voluntari, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Constanța și Mamaia. Mulțumesc, Capital, pentru recunoaștere. Într-un an în care toți oamenii de business au trecut prin unele dintre cele mai mari provocări din carieră, faptul că acest premiu este acordat mă bucură și în același timp mă emoționează. Datorez această recunoaștere celor două familii din care am norocul să fiu parte și care îmi sunt mereu alături, echipa Orange, mare familie de la birou și familia de acasă, care mă susține la fiecare pas. Mulțumesc! Logistică, transporturi, curierat, depozitare. Companiile de transporturi curierat sau depozitare au fost mai importante ca niciodată în perioada stării de urgență. Dacă am privi economia ca pe un corp, această ramură ar reprezenta sângele care transportă în corp resursele necesare pentru a funcționa. Compania care ocupă primul loc în acest domeniu în top 300 companii realizate de capital este Poșta Română.
Pentru majoritatea oamenilor, Poșta Română este una dintre instituțiile pe care le cunoaștem și cu care am intrat în contact cel puțin o dată sau chiar de mai multe ori, având în vedere criza medicală. Este cel mai mare angajator din România, cu peste 24.000 de angajați și una dintre companiile cu un impact social ridicat. De serviciile sale depind milioane de români. În anul 2019, cifra de afaceri a fost de 1,27 de miliarde de lei, iar pentru acest an, compania estimează o cifră de afaceri de 1,42 miliarde de lei, conform datelor transmise către Capital. Poșta Română estimează că până la finalul anului 2020, profitul companiei o să ajungă la 55 de milioane de lei. Cea mai importantă investiție realizată în acest an a fost achiziția a 430 de autovehicule noi pentru a face față noilor cerințe date de contextul pandemiei, cât și cererilor crescute din sectorul de curierat rapid, au declarat reprezentanții companiei pentru Capital. Proiectele principale din perioada următoare reprezintă investiții pentru modernizarea a 60 de oficii poștale, modernizarea clădirilor de patrimoniu și achiziționarea de multifuncționale. În contextul în care rutele aeriene au fost blocate, Poșta Română a semnat parteneriate cu diversi operatori pe rute precum Bulgaria, Serbia, Ungaria sau Chișinău. De la începutul lunii august a inaugurat o nouă cursă poștală, București, Timișoara, Frankfurt și retur. Vreau să mulțumesc în mod particular redacției Capital pentru toată munca și tot efortul pe care îl depune de fiecare dată pentru a ne arăta cu adevărat care este realitatea din mediul de business din România. Mă bucur foarte mult că anul acesta Poșta Română se află în topurile realizate de către Capital și este pe de altă parte o recunoaștere a muncii pe care au depus-o toți oamenii din cadrul acestei companii. Compania aceasta reprezintă în primul rând oamenii care își desfășoară activitatea în cadrul acesteia și vorbim de cei peste 24.000 de angajați. Vorbesc de acei oameni care au fost în prima linie în toată perioada de pandemie. Mă refer la poștașii care au stat pe străzi și care s-au asigurat că toate angajamentele pe care noi ca și companie ni le-am luat față de partenerii noștri de business au fost duse la bun sfârșit. Vreau să mulțumesc totodată inclusiv managementului companiei Poșta Română, tuturor colegilor mei, că, alături de care am reușit să ducem la bun sfârșit toate aceste provocări într-un an plin de lucruri neașteptate. Sunt convins că și anul următor va fi un an în care să avem foarte multe realizări, să putem să le prezentăm tuturor oamenilor care au tangență cu activitatea companiei Poșta Română. Vă mulțumesc! Industria farmaceutică. Anul 2019 a marcat reușită în piața farmaceutică, calculând după valoarea totală a medicamentelor eliberate. Aceasta a ajuns la 17,8 miliarde de lei, o creștere de 11% față de anul precedent. Statisticile arată că producătorii români sunt printre liderii industriei, fiind specializați în medicamente generice. Domeniul este unul în care activează a doua companie cu capital privat românesc, care depășește pragul de 1 miliard de euro cifră de afaceri într-un an. Este vorba despre grupul Fildas Catena, compania care ocupă primul loc la această categorie. Fildas Trading a înregistrat în anul 2019 o cifră de afaceri de 4,2 miliarde de lei și un profit net de 134 milioane de lei. Aceste performanțe au situat compania pe primul loc în topul distribuitorilor de medicamente de pe piața românească. Farmaciile Catena au realizat în anul 2019 o cifră de afaceri de peste 4,7 miliarde de lei și un profit net de 191 milioane de lei, rezultatele menținând compania pe prima poziție în retailul farmaceutic. Anul acesta, Fildas Trading a continuat proiectele de investiții pentru extinderea capacităților logistice de transport și depozitare, investiția totală fiind de aproximativ 19 milioane de lei. În extinderea flotei auto, investițiile realizate până în prezent sunt de aproximativ 5 milioane de lei. Răspunzând așteptărilor privind responsabilitatea socială a grupului, Fildas a donat materiale de protecție în valoare de 12,5 milioane de lei, peste 2,6 milioane de euro, din care 9,4 milioane de lei au constat în materiale de protecție anti-COVID-19. Mulțumim Capital pentru acordarea acestui premiu foarte important. Suntem deosebit de onorați. Mulțumim! Construcții și imobiliare. Piața de construcții din România crește de la an la an.
Dacă în 2017 și 2018 raportul pieței de construcții la produsul intern brut a fost de 5,2%, respectiv 5,5%, în 2019 a ajuns la 6,4%. Valoarea totală a construcțiilor anul trecut a ajuns la 127,6 miliarde de lei. Pe primul loc în topul realizat de redacția Capital se situează în acest an compania Astaldi Spa Italia. Astaldi Spa Italia reprezintă una dintre cele mai puternice firme de construcții din Europa, cu contracte semnate în 10 de țări și o experiență de mai bine de 95 de ani în domeniu, dezvoltând în tot acest interval o paletă largă de activități concretizate în proiecte complexe. Astaldi Group proiectează, dezvoltă și operează lucrări de infrastructură publică și de inginerie civilă, în special în domeniile transport și instalații de producere a energiei. De asemenea, exercită acțiuni de exploatare și de întreținere a acestor instalații. Sucursala deschisă în România, la București, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri estimată la 985 de milioane de lei, un profit net de 53 de milioane de lei. Sloganul companiei peninsulare este simplu și la obiect: construim pentru progres. Ultima mare realizare trecută în contul Astaldi România este darea în folosință în București a liniei de metrou Râul Doamnei Eroilor, eveniment consumat la data de 15 septembrie. Agricultură și industrie alimentară. În anul 2019, agricultura din țara noastră a valorat 90 de miliarde de lei, o pondere de 4,1% din produsul intern brut. Industria rămânând slab valorificată față de adevăratul său potențial. Pe primul loc la această categorie se situează British American Tobacco, cea mai mare companie de prelucrare a tutunului din România. Piața de țigări operată de British American Tobacco este una foarte dinamică. La nivel național, cifra de afaceri a companiei a fost de 11,5 miliarde de lei în 2019, o creștere cu peste 1,4 miliarde față de anul precedent. Țara noastră se află printre cele mai profitabile regiuni ale grupului, alături de Germania, Turcia, Danemarca și Polonia. Pe lângă profitabilitate, România este și un important producător de țigări, alături de Germania și Ucraina. În 2019, valoarea totală a exporturilor de tutun brut și prelucrat a fost de aproximativ 950 de milioane de euro, cu 37% mai mult decât în anul precedent. Fabrica de la Ploiești, în care sunt angajați peste 1100 de români, este cea de-a doua cea mai mare fabrică British American Tobacco din Europa. Numai în 2019, BAT a plătit către bugetul de stat sub formă de accize, TVA și taxe salariale 9 miliarde de lei, cu 15% mai mult față de anul precedent. Este lider pe piața tutunului din România, cu o cotă de peste 50%. British American Tobacco este cel mai mare angajator din industria prelucrării de tutun, cu 3.000 de angajați și colaboratori din lanțurile de distribuție. Pentru cheltuieli de personal, în anul 2019 s-au investit 400 de milioane de lei. Continuăm cu categoria premii speciale, ca în fiecare an, redacția Capital a identificat și companii dintre cele aflate în top, care s-au evidențiat în domeniul lor de activitate. În cadrul topului de anul acesta au fost alese 4 companii, cărora le vom acorda premii speciale, pe lângă cele 10 care se află pe primul loc în domeniile lor de activitate pentru performanțele din segmentul fiecăreia de piață. Iată care sunt cele 4 companii evidențiate de redacția noastră. Apanova. Binecunoscutul furnizor de apă al bucureștenilor, Apanova a mizat pe o strategie de investiții intensive cu scopul de a-și moderniza și extinde rețelele. Aceștia au semnat la începutul lunii august un act ce prevede prelungirea cu 12 ani a contractului cu Primăria Municipiului București. Prin urmare, Apanova a elaborat 4 direcții de investiții în valoare de 368 de milioane de euro pentru lucrări strategice care să acopere cei 682 de kilometri de rețele de apă și canalizare. Un alt aspect important pentru companie este digitalizarea, pentru care aceștia au alocat fonduri de 7 milioane de euro pentru următorii ani. Fiind atenți la nevoile actuale ale pieței, Apanova a promovat crearea unui sistem de preluare și prelucrare a datelor ce cresc eficiența și îi ajută în economisirea resurselor.
Următorul premiu special merge la Aramis Invest, cel mai mare producător local de mobilă, care are în portofoliul său clienți importanți precum Ikea. Compania este cel mai mare exportator cu capital privat românesc din domeniul său de activitate și deține o fabrică la Baia Mare, a cărei producție este trimisă în proporție de 90% spre Europa și Orientul Mijlociu. Aceștia pun mult suflet în departamentul de CSR. Drept urmare, investesc serios în proiecte sociale și de protejare a mediului, având deviza avem grijă de ai noștri și de mediul înconjurător. În procesul de fabricare a produselor sale, Aramis folosește cât mai multe resurse sustenabile. Lemn FSC, derivate lemnoase de cultură controlată, polioli naturali. Pentru cei peste 4.500 de angajați ai săi, compania a înființat Asociația Familială Aramis, prin care oferă servicii medicale, consultanță financiară și susținere în dezvoltarea personală și profesională. Uite că am reușit în competiția cu ceilalți care e clar că aveau experiență și am reușit să rămânem printre producătorii din această țară. Felicitări, voi aveți angajați mai mult decât noi, 4.500, și vă știu că trebuie să fie greu, dar meritați acest premiu special să aveți un an mai bun. Doresc că atât din partea mea, cât și din partea întregii echipe Aramis să vă mulțumesc domnului Buza și redacției Capital. Ne bucurăm că avem alături de noi un partener stabil cu capital românesc pe care ne putem baza. Sperăm să colaborăm și în viitor, așa cum am făcut-o de-a lungul anilor și să, bineînțeles, să creștem alături de partenerul nostru în piața din România, cât și în piața externă, bineînțeles. Al treilea premiu special merge la Iridex Group. A fost înființată în 1993 ca o companie privată, reunind activități comerciale și de producție din diferite domenii: construcții, mase plastice, salubritate, agricultură. Este deținut de către Corneliu Pascu, om de afaceri român, milionar și fost politician. Compania pe care o conduce a adus pe piața din România cele mai performante sisteme de irigații și a promovat o cultură administrativă eco-friendly încă de la începuturile sale. Grupul este numărul 1 pe piața materialelor geosintetice, având colaborări pentru proiecte de infrastructura mediului în toată țara. S-a bucurat de construirea mai multor depozite municipale și de o multitudine de proiecte de salubrizare prin intermediul companiilor partenere. Una dintre ele este Servicii Salubritate București, care în anul 2019 a avut o cifră de afaceri de peste 43 de milioane de lei. Dezvoltarea și atingerea obiectivelor la care am ajuns astăzi se datorește întregului colectiv de management al grupului nostru și remarc profesionalismul, loialitatea, dăruirea și îndeplinirea în tuturor îndatoririlor pe care le-a avut funcțiile lor de conducere, astfel încât au reușit să ia cele mai optime decizii în realizarea acestor sarcini și depășirea provocărilor datorită coronavirusului și activităților în această situație. Trebuie să remarc și să mulțumesc și colectivului de muncitori numeros pe care îl avem și care nemijlocit și-a desfășurat activitatea în condiții deosebite, ei desfășurând o muncă destul de deosebită față de ceilalți, lucrând în deșeu, între deșeuri, colectând și asigurând curățenia în localități, în locuințe și așa mai departe. Deci le mulțumesc tuturor pentru devotamentul lor și pentru ceea ce au făcut. Și sigur, nu în ultimul rând, o să mulțumesc și redacției Capital, care an de an reușește să prezinte realizările societăților, spre deosebire de activitățile curente în care se prezintă doar relele. Redacția Capital prezintă cu adevărat realizarea firmelor românești, a societăților românești, al oamenilor care luptă în această țară să facă ceva. Vă mulțumesc!
Și ultimul premiu special ajunge la Teraplast. Cu origini de peste 100 de ani, compania se ocupa la începuturile sale de sobe și produse ceramice. În 1977 a fost integrată în întreprinderea de materiale de construcții Bistrița. Acela este momentul în care producția țevilor de PVC intră în profilul de expertiză al fabricii. După Revoluție, Teraplast ia ființă. Începe o serie de investiții care au modernizat mijloacele de producție, cât și capacitățile firmei. A devenit cel mai mare producător de materiale pentru piața construcțiilor cu capital integral românesc. Exportă în peste 25 de țări europene și își desfășoară activitatea de producție și într-o fabrică din Serbia, iar investițiile din ultimii 10 ani au trecut de 100 de milioane de euro. Mulțumim foarte mult, Capital, pentru acest premiu. Este recunoașterea muncii colegilor din întreg grupul Teraplast. Este recunoașterea muncii și a încrederii pe care o au investitorii în noi și fără de care n-am fi putut să obținem practic o dublare a valorii pe bursă de la începutul anului până acum. Este un moment de care suntem incredibil de mândri, cu atât mai mult cu cât suntem o companie care vine cu vești bune într-o perioadă în care suntem invadați cu precădere de vești proaste. Există sectoare din economia românească care merg și merg foarte bine și Teraplast are norocul să se numere, să facă parte din acele sectoare. Vă mulțumesc foarte mult! Dragi privitori, aici se încheie prezentarea celor mai puternice companii din mediul de afaceri românesc. Dacă doriți să descoperiți toate cele 300 de povești, vă invit să căutați Capital Top 300 Companii ediția 2020 la punctele de difuzare a presei sau să-l comandați pe www.agoramag.ro. Mulțumim încă o dată și partenerilor care au susținut realizarea acestei emisiuni, International Alexander, Teraplast, Kim Complex și RomGaz. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, să aveți o zi la fel de profitabilă ca cele 300 de companii despre care tocmai am vorbit.